Bună ziua, dragi clujeni! Îmi face mare plăcere să vă transmit câteva informații utile pentru cei care sunteți înscriși în programul Rabla Local pentru Mașini. Am primit toate datele necesare de la Agenția pentru Fondul de Mediu cu privire la adresa dumneavoastră de mail, numele, prenumele persoanelor înscrise în program. De azi înainte, programul se va derula la nivel local. Noi am pus la cale două proceduri. O procedură online în care dumneavoastră nu trebuie să veniți absolut deloc la primărie, ci să vă încărcați toate datele în format online, sau o procedură prin care dumneavoastră puteți să veniți la primărie, la adresa pe care o să vă indic și în intervalul orar precizat, pentru a vă completa documentele. Acum, despre ce este vorba? Astăzi, dumneavoastră veți primi pe adresa de mail cu care v-ați înscris informații pe care trebuie să le completați online sau să veniți la primărie. Și anume este de a completa datele necesare care vizează declarația pe proprie răspundere. Se poate completa online, potrivit procedurilor pe care o să vi le precizez, după care noi o să verificăm datele pe care ni le trimiteți și veți primi contractul de finanțare pentru a fi semnat tot online. După ce veți semna contractul de finanțare, noi vă vom ruga să mergeți cu mașina la casare și, după ce casați mașina, să încărcați tot în format online dovada casării mașinii. După ce acest lucru s-a întâmplat, dumneavoastră veți primi în cont suma de 3.000 de lei pe care primăria o va achita, 2.400 de la guvern, 600 de la primăria municipiului Cluj-Napoca. Fac precizări că până în acest moment, în acest program s-au înscris 1.453 de clujeni. Cei mai mulți dintre ei au toate datele în regulă și corecte. Există un număr de aproximativ 360 unde avem nevoie de clarificări, pentru că mașina cu care s-au înscris este fie Euro 4 sau chiar Euro 5, iar sau nu are 15 ani vechime mașina. De asemenea, există câteva date cu număr de șasiu greșit introduse și trebuie să fie corectate. De asemenea, posibil să mai fie o parte dintre dumneavoastră care au datorii la bugetul local sau la bugetul de stat. Ei vor trebui să își achite datoriile înainte de a putea să continue implicarea în programul Rabla. Dar, așa cum am spus, astăzi veți primi pe adresa de e-mail a dumneavoastră aceste informații. Cei care sunteți în regulă, vă puteți completa procedura de declarație pe proprie răspundere. Cei care aveți unele probleme, vi se vor solicita explicații suplimentare cu privire la numărul de șasiu, cu privire la vechimea mașinii, la euro 4 sau 5, dacă nu este cumva o greșeală, și va urma un dialog între noi și dumneavoastră. Dar, repet, marea majoritate au completat corect datele și ei vor putea să ducă și să parcurgă pașii menționați. Pentru cei care veți dori să veniți la primărie, să nu utilizați procedura online de acasă, vă invităm să veniți pe strada Moților numărul 13, sala 29A, luni, marți, miercuri, vineri, între 10 și 14 și joi între 15 și 17:30. De asemenea, fac o precizare. Toți cei interesați de programul Rabla, dacă doresc să culeagă informații, să obțină informații sau să adreseze o întrebare, o pot face la numărul de telefon 0264 596 031. Repet, 0264 596 031. Aici puteți solicita explicații cu privire la etapele despre care eu am vorbit foarte pe scurt. În urma acestui material video am să postez și o informare scrisă cu privire la acești pași pe care vi-am menționat. Repet, dumneavoastră aveți posibilitatea să parcurgeți întreaga procedură online de acasă sau aveți posibilitatea să o faceți fizic prin prezența la primărie. Evident, vă recomandăm să utilizați procedura online. Este doar de a folosi contul pe care l-aveți deja creat sau să creați contul pe site-ul primăriei, după care să încărcați în procedură online toate actele și documentele solicitate. Vă mulțumesc, dragi clujeni! Împreună vom scăpa de 1453 de rable și vom cumpăra mașini de o calitate superioară, să îmbunătățim calitatea aerului la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună tuturor!